Salut, sunt Otto de la Mire TVO, iar astăzi vă voi arăta ce navigație mi-am cumpărat pentru mașină, de unde am cumpărat-o și cât m-a costat. Ok, mașina pe care am montat această navigație este un Serie 3 din 2000. Este o navigație de 10 inci, este o navigație foarte mare, după cum puteți vedea. Se potrivește foarte bine în bord la Serie 3. Am dat chestia asta cu clima, am pus-o jos, am mutat-o jos și navigația a intrat aici în două locuri. Se numește Navigație Universală 2 din cu Android Auto. Am cumpărat-o de pe OLX cu suma de 500 de lei. Este o navigație foarte ieftină, este una dintre cele mai ieftine navigații la asemenea display, la dimensiunile acestea de 10 inci. Navigația este foarte mare, v-am zis, este practic cât o tabletă. Am mai dat 30 de lei pe transport, m-a mai costat 150 de lei montarea, am fost la cineva specializat să-mi monteze. A intrat foarte bine, vedeți, nu sunt spații goale pe margini, nu a mai trebuit să cumpăr nicio ramă adaptoare. Navigația pornește imediat în momentul în care pui contactul sau, mă rog, pui cheia pe poziție, pe prima poziție. Această navigație are 1 giga de RAM, de aceea a fost și ieftin, așa ieftină. Sunt și altele cu 2 GB de RAM, cu 4 GB de RAM mai scumpe. Are un hard de 16 GB, mi se pare că sunt și cu 32 GB. Avem touchscreen, avem aplicații, putem să intrăm, să descărcăm orice aplicație dorim, pentru că avem aici Play Store, vedeți? Însă acum nu sunt conectat la internet. Ah, văd că a intrat. Haideți să vă arăt și cum se conectează la internet. Avem aici telefonul. Dăm la settings, după care dăm la mobile network, după care la hotspot și creăm un hotspot, da? Dăm aici sus la personal hotspot și îl pornim. Se face după aia împerecherea cu navigația. Eu deja o am împerecheată și atât, după care ieșim. Și acum avem internet. Blocăm telefonul, îl punem aici, nu avem treabă cu el. Haideți să dăm înapoi. Haideți să intrăm pe YouTube. E foarte mișto că poți să spui clipuri de pe YouTube, însă aveți grijă pentru că nu trebuie să vă distrageți atenția de la condus. E foarte important să fiți atenți. Avem aici 50 Cent, dăm muzica încet, mărim, dăm skip ads și după cum puteți vedea, a și intrat clipul. Se mișcă foarte bine pentru banii pe care i-am dat. Dacă vreți să vă cumpărați și voi, scrieți pe OLX Navigație Universală. Eu am cumpărat-o de la cineva din Timișoara, însă am văzut că mai sunt băieți care le comercializează la Craiova, în Buzău. Tot așa, în jur de 500 de lei este prețul. Nu știu, părerea mea este că merită. E foarte, foarte tare. Schimbă complet aspectul mașinii, aspectul bordului. Fiind o mașină veche, aceasta a mea nu e cine știe ce, însă cu această navigație îi oferă un alt aer, un aer mult mai nou, așa. Ia să vedem ce aplicații mai avem. A, putem să răspundem și la telefon, putem să vorbim. Are aici un microfon în stânga sus, se aude foarte bine, am făcut proba. Avem Google Maps, putem să downloadăm și Waze-ul dacă vrem. Da. Deci este absolut ca un telefon mobil, pur și simplu este ca un telefon mobil. Avem aici un torpedou și două porturi USB, unde putem să băgăm stick-uri. Vedeți, eu deja am un stick aici cu melodii, mi le-a băgat băiatul care mi-a instalat. Sticurile astea, adică sticurile, porturile USB vin la pachet cu navigația. Eu sunt foarte mulțumit, se aude foarte, foarte tare. Am sistem pe mașină Harman Kardon cu 10 boxe. Uitați, aici scrie Harman Kardon. Avem 8 boxe, avem 2 tweetere, avem 6 boxe în uși și încă 2 subwoofere în portbagaj. Toate boxele acestea au 3 ieșiri, s-a legat foarte bine pentru că navigația are ieșire 4x50W. Mi-a mai pus și o stație în portbagaj și un subwoofer suplimentar. S-au legat și acelea foarte ușor. Trebuie o mufă adaptoare universală pentru Europa, dar este foarte ieftin, este 10, 20, 30 de lei. Puteți să vă instalați și singuri acasă. Dacă nu vă pricepeți, puteți să vă duceți la cineva specializat, cum am dus și eu. Abia aștept să terminăm aici să instalăm toate nebunile, inclusiv navigația asta șmecheră.
Singurul inconvenient este că nu a putut să-mi lege comenzile de pe volan, îi mai trebuiau nu știu ce cabluri și comenzile de muzică de pe volan nu mai funcționează decât acestea cu pilotul automat și cruise control-ul. Aici dacă dăm pe music, intră pe stick. Aici sunt melodiile de pe stick. Vedeți, avem o grămadă de melodii și pe stick. Această navigație fiind universală se potrivește la mai multe mașini, inclusiv la BMW-ul acesta, seria 3 E46. Mie îmi place foarte mult și vă sfătuiesc pe voi să vă cumpărați dacă doriți să schimbați locul mașinii, dacă v-ați săturat să faceți CD-uri, să faceți track-uri. Este mult mai comodă, arată și mult mai bine mașina, plus de asta avem și internet, putem să băgăm orice melodie ne dorim. Putem să ascultăm un podcast când avem un drum lung, intrăm pe YouTube și băgăm acolo un podcast. Și cam aceasta este navigația, fraților. Dacă vă place, dacă vreți să o cumpărați și voi, v-am zis, o găsiți pe OLX la 500 de lei, la un beat în Timișoara, la un beat în Craiova, la un beat în Buzău. Vă faceți comandă, vine pachetul acasă, aveți tot ce vă trebuie în pachet, mai puțin mufa adaptoare ISO. Iar dacă aveți BMW 46, vă garantez că aceasta de 10 inci cu siguranță se potrivește la fix. Vedeți că același model mai sunt și de 9 inci și de 7 inci. Eu am ales-o cea de 10 inci pentru că am făcut și un research înainte și am văzut că aceasta se potrivește perfect pe modelul acesta de mașină. Dacă aveți alte întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii, vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pentru că o să scot clipuri destul de multe și dacă aveți nevoie să slăbiți sau să puneți masă musculară, vă puteți inspira din clipurile mele. Până data viitoare, eu am fost Otto, v-am pupat, ceau! Am reușit, eu știu că n-am indice. Ține-te de treabă, lasă-mă.